Bine ați venit în mobilisimo.ro. De obicei avem produse pe masa de teste. Acum îl avem pe podea. Este Roborock Q8 Max Plus. Și motivul pentru care l-am testat e că a primit o ofertă foarte bună de Black Friday. În această perioadă a primit chiar un preț sub 2000 de lei. Care e treaba cu acest aspirator robot? În primul rând te scapă de dureri de cap. Cum vă sună să nu mai fie nevoie să deșertați recipientul pentru praf 7 săptămâni? Vorbesc de chestia asta de aici. 7 săptămâni fără bătăi de cap. Aspiratorul ăsta robot mai are câteva avantaje. Are și curățare, adică aspirare, dar și funcție de mop. Poate spăla cu mopul, ca să zic așa, folosind un recipient care are 30 de niveluri de apă. Autonomia sa oficială ajunge până la 240 de minute, pe cel mai silențios mod. Da, are și mod silențios. L-am pus la treabă prin casă. Știți cum e cu perioada asta, este curățenia de iarnă, înainte de sărbători, vin rudele și dacă văd un pic de praf, soacra, mama, bunica o să zică, n-ai făcut nimic. Așa că aspiratorul ăsta ne scapă de probleme, se întoarce la stația de bază să se încarce când este cazul, se controlează în aplicație, se sincronizează foarte ușor și se orientează cu un sistem similar cu ce au mașinile Tesla, LiDAR. Acestea fiind zise, să înceapă recenzia. Azi avem pe masă, sau mai bine zis pe podea, ceva special. Roborock Q8 Max Plus, un aspirator robot de ultimă generație care promite să facă curățenie ca un campion, lăsându-te pe tine să te relaxezi sau să te ocupi de alte lucruri. Scapă de păr de animale, are 30 de niveluri ale debitului de apă, poate aspira și spăla simultan și are sistem navigare ca pe Tesla, adică LiDAR. Stația RockDock Plus permite golirea automată a recipientului de praf, oferind până la 7 săptămâni de curățenie fără a fi nevoie să golești manual recipientul. Roborock Q8 Max Plus a aterizat la mine exact în perioada în care eram super ocupat. În timp ce acopeream toate ofertele de Black Friday, timpul pentru curățenie era limitat. Și uite că micul Roborock s-a apucat de treabă, iar eu am ajuns acasă cu podeaua impecabilă, doar praful mai rămânea de șters. Deci, spoiler, își face treaba bine. Acum să vedem ce are în plus față de altele și dacă merită investiția. În ce privește unboxing-ul, ei bine, pachetul acestui Roborock e făcut parcă să reziste unui cutremur. Avem cutie în cutie, deci o protecție excelentă. Când îl deschizi în sfârșit, găsești baza, docul pentru încărcare, aspiratorul, modulul mop și accesoriile esențiale. Bonus, mai vine și cu un sac suplimentar pentru praf. Ca design, Roborock Q8 Max Plus arată modern. Văd aici un mix de negru lucios și mat, partea glossy arată bine, dar trebuie să știi că va aduna puțin praf. Cu dimensiuni compacte, se potrivește cam peste tot. Docul de încărcare, aș spune că e impresionant. Dacă nu aș ști că e un doc, aproape că aș spune că e un purificator de aer. A, și detaliu cool, mânerul de sus care îți permite accesul la sacul de praf. Instalarea este super simplă. Descarci aplicația Roborock, scanezi un cod QR de pe aspirator și gata. Îți configurezi Wi-Fi-ul, plasezi docul pe o suprafață dură și în câteva minute aspiratorul cartografiază întreaga locuință. Senzorii săi creează o hartă precisă a casei, iar în aplicație poți seta camerele, tipul de podea și chiar piese de mobilier. Aplicația e prietenoasă și ușor de folosit, iar comenzile sunt la îndemână. Poți seta rute personalizate, să faci curățenie pe zone sau chiar să creezi scenarii de curățare. Dacă vrei să folosești asistenți vocali, e compatibil cu Alexa, Google Assistant și Siri. Și hai să vorbim despre performanță. Roborock Q8 Max Plus vine cu o putere de aspirare de 5500 de pascali. Puterea de aspirare la aspiratoare, măsurată în pascali, reprezintă forța cu care aspiratorul poate trage aerul și implicit murdăria, praful și alte particule. Această unitate de măsură exprimă presiunea negativă generată de motorul aspiratorului, iar un număr mai mare de pascali indică o capacitate mai mare de a aspira particulele de pe diverse suprafețe. Roborock Q8 Max Plus, cu puterea sa de aspirare de 5500 pascali, se situează în gama superioară, având capacitatea de a curăța eficient și rapid chiar și cele mai dificile tipuri de murdărie. Măsura pascali provine de la numele fizicianului și matematicianului francez Blaise Pascal, cunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul mecanicii fluidelor și pentru principiul lui Pascal. Un pascal este o unitate de măsură a presiunii definită ca 1 newton pe metru pătrat. Terminând cu lecția de fizică și revenind la gadgetul de față, el are două perii din cauciuc care se rotesc în sens opus, ceea ce le face excelente la captarea părului și a prafului, evitând încălceala. Este perfect pentru parchet, gresie sau covoare. Mai mult, tehnologia Reactive Tech îl ajută să detecteze și să evite obstacolele. Practic, aspiratorul vede pericolele din față și își schimbă direcția înainte să le lovească. Ai și opțiunea de a seta zone no-go în aplicație pentru locuri unde nu vrei să intre. Q8 Max Plus se descurcă bine și cu mopul. Poți regla nivelul de apă, așa că adaptarea la diferite suprafețe e simplă.
La partea de întreținere, stația de golire automată ține sacul de praf până la 7 săptămâni, deci fără stres. Tot ce e de făcut este să-l ștergi din când în când pentru a păstra senzorii curați. Per total, Roborock Q8 Max Plus e o investiție solidă dacă vrei să economisești timp și energie. Faptul că poate face cartografierea casei rapid, că evită obstacolele și că are o putere de aspirare serioasă, îl fac un gadget ideal. Era să uit, are și o reducere specială de Black Friday. Dacă ești în căutarea unui robot care să se descurce excelent în curățenie, Roborock Q8 Max Plus este o alegere inspirată. Acest aspirator robot este apreciat pentru puterea sa de aspirare, funcția de mop, navigație inteligentă și stația de golire automată, oferind o soluție completă pentru menținerea curățeniei în locuință. Cu tehnologia ReactiveTech, puterea de 5500 pascali și aplicația ușor de folosit, este o unealtă de nădejde în casă. Deci, merită locul pe lista de cumpărături? Din punctul meu de vedere, absolut. Cu aplicația asta faci toată treaba, toată curățenia în casă. Asta a fost recenzia lui Roborock Q8 Max Plus, care te scapă de bătăi de cap și de timp pierdut. Pe lângă treaba asta cu spalatul pe jos și aspiratul, te poate scăpa și de părul de animale, care este o chestie foarte importantă. 7 săptămâni nu mai ai griji până ai nevoie să golești acest recipient de praf și uite aici, am o hartă care mi-a cartografiat toată casa. S-a orientat printr-un sistem LiDAR și putere de aspirare 5500 de pascali. O investiție bună, de Black Friday a picat sub 2000 de lei și mi se pare un best buy la prețul ăsta, mai ales cu autonomia aia sporită, mai ales cu faptul că spală, aspiră, scapă și de părul de animale și nu mai comentează soacra. E mizerie, că nu mai e. Cam atât la Mobilissimo.ro, sper că v-a plăcut review-ul ăsta de aspirator robot. Mai facem!